Vlade, scopițelul român. În mod normal ar trebui să ia și centura, și bandoliera, ar trebui să ia inclusiv și veturile. Nu așa, ca să nu se poată sinucide sau ceva, trebuie să-l caute de arme, să vadă dacă nu are arme ascunse la el, vreun puțin, vreo prișcă, ceva. Și slan. Pentru tânărul major s-ar putea să fie primul dinamic pe care îl vede în carne și oase. Nu bruscat precuzit. Bun, ofițerul ăsta în gare de timp se gândește ce să facă. După mai mult timp de gândire. Nu văd exact ce se întâmplă acolo sus, cei care sunt sus vedeți mai bine pe mine. Bănescu este interogat de către ofițeri. Dar trebuie zis că în primul război mondial încă mai exista urmă de cavalerism în măcar în corpul ofițăresc. Știm foarte bine acel Crăciun din 1914 când taberele fraternizează. Nu avem aceeași chestie pe care o avem în al doilea război mondial, când tehnic vorbind. Mă duc aici! Da, bun, hai să vedem austro-ungarii ce fac. Langza mă bărzică. Atac, sus! Echibalanță, am! Da, vedem trupa austro-ungară care se îndreaptă spre pozițiile românești. Românii încă povestesc între ei. Avem totuși niște oameni care stau și se pregătesc. Foia! Tudor! Orvers! Orvers! Austro-ungarii! Dă-le ordin sau urce. Forward, marș! Asta, forward! Bun, hai să vedem pe care cum a dealul. Forward! Avem însă doi soldați care cedează stresului și atacă pe austro-ungari. Sunt primiți, dar... Potrivită rezistența românească continuă, astfel încât austro-ungarii să pasească pe retragă. Lasă și ei vreo doi românești pe Austro-ungarii s-au atras, românii au rămas pe poziție. O să trebuie să-și recupereze cel puțin un venit. Bun, îi vedem pe români care se pregătesc să discute cu austro-ungarii. Rănitul român este foarte vocal, cei austro-ungari, cei care au adormit sau și murit în zicem. Puta! V-ați făcut de da? Ungarișe! Ungarișe! Lișiță în vite! Lișiță! Ia! Lișiță! Vite, vite, ai învors, vite! Ai învors, poate a fost! Ia, ia, vite! Ai vorbit, ofițir, ofițir! Bun, să vedem pe cei doi ofițeri care... Nici nu-i tată, ofițir! 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 Nici n
Băi, este o situație destul de tensionată, fiindcă cei doi oficiali au vrut să se întâlnească între cele două linii. Aproximativă, cei doi ofițeri trebuie să se înțeleagă asupra intervenției infirmierelor ca să se cupăreze răniții. Trimite-mi la noi infirmiere, trimite-mi infirmiere, anunț la domnul Maior din imediat, lișiță, bine, lișiță. Domn Maior, putem să trimite infirmierele la Pintul Roșii. Bun, în timp ce au intervenit infirmierele, cei doi ofițeri au trebuit să discute și despre schimbul de prizonieri, fiindcă, după cum ați văzut, unul dintre răniți a ajuns în... un rănit român a ajuns în tabără austro-ungară. Hai cei doi ofițeri stau la taclale. Fac semn de țigări. Nu existau două probe în primul război mondial, dar trecem peste asta. Domnul Cotenen! Domnul Cotenen! O să merg la domnul Maior.
Vite, vite, hai, hai, mă vezi, hai, mă vezi. Rămâneți acolo, rămâneți așa. Da, se pare că s-au întâlnit asupra schimbului de prizonieri. Unul e rănit, cealaltă doar bătut. Schimbul în general trebuie să fie între prizonieri vii. Poate că nu-i bagi neapărat arma în spate. Da, ultra. Ia. Alex bute, Alex bute. Ia. Alex bute. Da, ne vin. Și mișcă. Și nu e zon. Cum acolo, zi? Torbătut ungurii. Torbătut? Da. Her ofițir. Her haubani. Bătut? Nu cunosc, nu bătut. Ala, militară, nu, o nară militară. Dar vii cu doi soldați după tine? Ce-am vorbit aici? Ce-am vorbit aici? Mai respectăm numele împăratului unor militar. Ce-am vorbit aici? Vorbim de respectare. Doi soldați, ajutor, doi soldați, vă rog. Păi ce facem aici? Domnul Haum, Herr Haumann, Herr Haumann. Ce-am vorbit? Rishison. Rishison. Vă fi pregătit. Bun, se pare că schimbul de prizonieri n-a funcționat așa de bine. Avem un asalt românesc cu maierul în spate care comandă. Mă rog, e primită la luptă, fiindcă el vorbim, n-a trebuit să intre la bătaie. Bun, cam ambele trupe sunt la pământ, mult răniți și cam mai departe. Nu uitați că ceea ce facem noi aici este până la urmă un act educativ. Nu preamărim nici războiul, nici violența, așa că o să-i rog pe colegii noștri să se ridice, să se salute cordial și să salute publicul. Vă mulțumim tuturor că ați venit astăzi. Continuăm activitatea și undeva mai după masă o să mai tragem încă o luptă aici. Da, putem să aplaudăm pe oamenii ăștia. Ok, mulțumim. Puteți să veniți, să puneți întrebări.